Îl binecuvântăm, îl onorăm, îl slăvim pe Domnul Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, că ne-a dăruit acest har și această binecuvântare, ca și în această după masă binecuvântată, să fim aici la casa Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Am avut mesaje prin cântări, mesaje prin poezii și am putut să ne înclinăm înaintea Domnului în rugăciune și în cântare. Și cred că toți de aici am făcut-o, pentru că de fapt asta este menirea venirii noastre aici, am dorit să facem o închinare și nu orice închinare, ci așa cum ne place nouă să spunem și cum spune și Cuvântul Domnului, o închinare în Duh și în adevăr. Și doresc ca Domnul să o facă, să fie și seara aceasta în continuare, o închinare în Duh și în adevăr. Asta înseamnă că va trebui să fie ceva mai mult decât venitul în casa Domnului, va trebui să fie mai mult decât emoțiile sau sentimentele noastre mișcate sau atinse într-un anumit fel de cântare, de poezie, de rugăciune, de cuvânt. Va trebui să ne întâlnim cu Domnul înăuntru ființei noastre, în Duhul nostru, pentru că Dumnezeu este Duh. Și cine dorește să închine Tatălui, trebuie să închine în Duh și în adevăr. Amin? Amin. Spuneam data trecută, vom cunoaște lucrul acesta dacă ne-am întâlnit cu Dumnezeu în Duh și dacă a fost o închinare în Duh și în adevăr, dacă vom pleca din locul acesta alți oameni. Și îmi doresc în primul rând eu să fiu acela, să plec un alt om. Un om atins de Cuvântul lui Dumnezeu. Un om care, în momentul când s-a întâlnit la nivel de Duh cu Dumnezeu, are lucruri de corijat, are lucruri de schimbat. Nu poți să pleci același om dinaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să schimbăm tot ceea ce Cuvântul lui și Dumnezeu ne spune să schimbăm. Și credeți-mă că avem multe de schimbat. Domnul să ne dea inima înțeleaptă. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți. Acest cuvânt care l-am citit în seara aceasta, un cuvânt scurt. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lodurășia vieții, este din lume, nu este de la Tatăl. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, va trăi în viață. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Nu ne sunt străini aceste cuvinte. Le-am mai auzit, nu-i așa? Cei mai mulți de noi le-am auzit și le știm aproape pe de rost. Dar trebuie să fim conștienți. Așa cum stăm în seara aceasta aici, confortabil, pe o bancă și ascultăm și am ascultat cântări, poezii, ne-am rugat, am cântat și acum ascultăm Cuvântul Domnului. Într-o zi ne vom întâlni, vom sta în fața lui Dumnezeu, ne vom întâlni cu Dumnezeu și vom răspunde de toată viața noastră, de ce am făcut în viața noastră. Și ne vom întâlni cu seara aceasta. Ne vom întâlni cu seara aceasta în care s-a vorbit despre să nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și atunci vom vedea dacă acest cuvânt ne-a stat ca și un cuvânt pentru pocăință, pentru întoarcere la Domnul, pentru trăire curată înaintea Lui, sau ne va sta ca și un cuvânt de mărturie împotriva noastră. Pentru că nu vom putea spune în ziua aceea că n-am auzit, n-am știut, n-am auzit niciodată că s-ar fi spus să nu iubești lumea, ba din potrivă, am auzit că Dumnezeu a iubit lumea, fiindcă Ioan 3:16 așa spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât a dat pe singur Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tocmai aceasta vreau să încep și să vă spun că când citim aceste cuvinte în Scriptură, lumea, nu totdeauna se referă la același lucru. Câteodată se referă doar la oameni, așa cum este Ioan 3:16, se referă doar la oameni, la rasa omenească, la neamul omenesc. Atât de mult a iubit Dumnezeu neamul omenesc, încât a dat pe singurul Său Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și așa este. Slăvit să fie numele Domnului. Că ne-a iubit, ne-a văzut în lumea aceasta și suntem ai Lui, ne-a creat, chiar dacă am fost ostil și păcătoși. Ne-a iubit. Și Dumnezeu iubește oamenii, chiar dacă sunt păcătoși. Îi iubește și de aceea a trimis pe Domnul Iisus Hristos să-i smulgă din lumea aceasta. Binecuvântat să fie în numele Domnului. E un plan măreț. Nu-l înțelegem. Dimensiunea acestui plan este așa de mare. Nu vom pricepe poate decât în cer. Domnul să ne ajute să ajungem acolo și să întrebăm pe Domnul și să înțelegem acolo în prezența Lui marele plan de mântuire pentru toți oamenii. Dar altădată, cuvântul Domnului se referă la altceva când vorbește despre lume. Se vorbește la tot pământul în întregime, la viețuitoarele care sunt pe pământ, ba câteodată la întreg universul,
Câteodată se referă doar la oameni. S-a adunat multă lume acolo. Este vorba despre oameni, dar în textul de față, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, nu se referă la oameni. Se referă la un sistem, un sistem social bine organizat, care este aici pe pământ și în spatele căruia este diavolul și este guvernat de diavolul. Domnul Iisus Hristos, când a fost ispitit de diavolul, și lucrul acesta a găsit în Matei, capitolul 4, mi se pare, și versetul 8, diavolul i-a arătat toată împărățirea pământului și i-a spus, dacă mi te închini mie, să le dau ție pe toate. A cui erau? Ale diavolului. Diavolul spune, le-am, le posez. Toate sunt centrate în mine. Tot ce vezi, lumea de astăzi, eu o conduc, eu o dirijez. Și toate ți le pot da ție, dar dacă te închini mie. Și Domnul Iisus Hristos ne-a spus că nu e așa. Domnul Iisus Hristos știa că lumea zace în cel rău și că diavolul este din culise cel care conduce lumea. Să știți că n-a fost de la început așa. Lumea n-a fost de la început așa. Când Dumnezeu a creat lumea și a creat viețuitoarele și lumea l-a creat pe om, Genesa, capitolul 1, 2, până în 3, și până la căderea omului în păcat, lumea nu a fost așa. Lumea a fost creată de Dumnezeu, oamenii au fost creați, omul a fost creat de Dumnezeu, viețuitoarele, copacii, plantele, toate au fost create de Dumnezeu. Și tot ce era pe pământ era creat de Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu le-a găsit că erau bune. Erau bune, era lucrarea mâinilor, slăvit să fie numele Domnului. Sigur că erau bune. Le crea Creatorul Universului. Și erau bune. Până când a căzut omul în păcat, nu existau nici măcar animale carnivore. Spune cuvântul Domnului că pentru animale li s-a dat iarba de pe câmp. Așa se hrăneau animalele. Și leii și tigrii nu mâncau căprioare, nu alergau după antilope, mâncau iarba de pe câmp. Nu era ostilitate între ele. Dar odată ce a intrat păcatul prin om, prin Adam, ce a intrat păcatul în lume, lumea toată zace în cel rău. Diavolul dirigează această lume împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce aș vrea să transmit în seara aceasta, în primul rând pentru mine și apoi pentru dumneavoastră, este să înțelegem că lumea este dirijată de diavol și că tot ce este în lume, totul este dirijat de diavolul și făcut ostil și împotriva lui Dumnezeu. Noi suntem obișnuiți cu acest cuvânt lume. Dar nu înțelegem întotdeauna exact ceea ce vrea să spun. Suntem poate chiar prea obișnuiți cu acest cuvânt și nu înțelegem ce înseamnă lume. Dar binecuvântat să fie numele Dumnezeu, că pe lângă această lume, care este dirijată de diavolul și chiar dacă este ostilă împotriva Dumnezeu, și că toți oamenii care sunt în lumea aceasta, sunt înglobați în lumea aceasta și diavolul are putere asupra lor, Dumnezeu a hotărât un plan măresc de mântuire și prin venirea Domnului Iisus Hristos în lume, a întemeiat împărăția Lui, biserica Lui și astăzi se găsește în lume o parte, biserică, care se cheamă biserica sau împărăția Dumnezeu, unde diavolul nu are acces și nu are putere. Și aici sunt fiii împărăției, slăviți să fie numele Domnului. Amin. Și mi-aș dori din toată inima ca toți de aici să fim fii ai împărăției, să fim mireasa Domnului Iisus Hristos, să fim biserica Domnului Iisus Hristos, să fim mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Aici, în această identitate, biserică, împărăție, spuneți-i cum vreți, diavolul nu are niciun acces. În lume, diavolul este stăpân peste tot. Diavolul guvernează, diavolul este stăpân și face ce vrea. Dar în biserică, el nu poate să facă. Biserica îi aparține Domnului Iisus Hristos. Este răscumpărată și nimeni nu poate să smulgă că este în mâna Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Mi-aș dori din toată inima să fim aici, în această biserică și să ne bucurăm de acest har de a trăi în prezența Domnului în biserică. Problema mare este că noi trăim în lume în fiecare zi. Dumnezeu, în planul lui Măreț, n-a hotărât să scoată biserica și pe copiii lui mântuiți și să-i transfere în altă parte, pe o altă planetă. Să-l iei de pe pământ, din mijlocul acestei lumi corupte și ostile și guvernată de diavol. Nici măcar n-a hotărât și putea să o facă, să dedeie continentul nou nord-american. Nu era așa popular pe vremea aceea, pe vremea când a început împărăția Dumnezeu.
ne-ar fi transferat pe toți în America de Nord și eram fericiți. Avem bariere, aveam frontiere, oceanele și nu ne deranjau și lumea nu ne atingea așa, pe Domnul Dumnezeu nou. Dacă citiți Ioan 17, acolo spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos a rugat pentru ucenici și pentru biserică și a zis, nu mă rog să iei din lume, ci să-i păzești din lume. Noi aici în lume va trebui să arătăm pe Domnul Iisus Hristos și menirea noastră este așa de mare. O mână de oameni care au fost salvați, sfințiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, să duce mărturia pocăinței și mărturia vieții veșnice lumii întregi. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Haideți să vedem în câteva cuvinte cum este lumea aceasta ostilă. Cum este lumea aceasta guvernată de diavolul. Și de ce nu avem voie să iubim ce este în lume? Și de ce nu avem voie să ne murdărim? De ce nu avem voie să luăm valorile lumii la noi? De ce nu avem voie să fim lumești, firești? De ce? De ce nu avem voie să iubim ceea ce condamnă Dumnezeu? Că, de fapt, lumea este condamnată. Și lumea va arde cu tot ce este pe ea, spune cuvântul Domnului. Lumea este judecată. Lumea nu are viitor. Dacă cineva și-a propus să facă ceva, să realizeze ceva în lumea aceasta, trebuie să o știți de acum, că nu este viitor. Lumea aceasta se va încheia. Are un sfârșit apropiat. Dumnezeu va judeca lumea aceasta și tot ce este pe ea, pe pământul acesta, va arde. Nu va mai rămâne nimic. De aceea, haideți, vă rog, să privim și să vedem puțin ce este în lume, de fapt. Lumea este organizată, așa cum vedeți dumneavoastră, din mai multe națiuni, din popoare, din guverne. Sunt guverne de diferite feluri. Fiecare țară sau Europa are chiar continentul european, cine sunt guverne europeane, are un guvern, este alcătuit, are politică. Dar lucruri care, în mod normal, n-ar fi păcătoase și n-ar trebui să fie păcătoase, diavolul le-a făcut pe toate să fie păcătoase și să fie îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Și am să vă dau câteva domenii în care noi ne folosim de ele și noi ne întâlnim cu ele în fiecare zi, dar cu toate acestea va trebui să știm în fiecare zi și în fiecare clipă din viața noastră căci diavolul este cel ce stăpânește lumea și fiecare domeniu care este în lume. Haideți să luăm primul domeniu care l-am ales eu, agricultura. Este rău să faci agricultură? Majoritatea părinților noștri au fost sărani sau au trăit în agricultură. Fie că au fost păstori, fie că au cultivat pământul. Nu-i nimic rău. Dumnezeu i-a poruncit și lui Adam lucrul acesta. Să păzească grădina și să lucreze grădina. Ce e rău să faci agricultură? Nu-i nimic rău. Ba dimpotrivă, oamenii își iau hrana prin agricultură. Nu-i așa? Dar când diavolul a intrat în lume, când păcatul a intrat în lume, și aceasta a fost pervertită. Și agricultura. De ce? Pentru că diavolul a pus în gândul oamenilor să cultive pe lângă porun, grâu și tot ce ar putea consuma omul ca să fie sănătos și să trăiască bine, să cultive și tutun. La ce bun tutun? Păi să-l fumeze. Nu știu, îi calmează. Nu știu, n-am fumat niciodată. Îi calmează, dar mor milioane de oameni. Își curmă viața prin tutun. Nemântuiți. Deci diavolul are în mână și oamenii aceștia mor nemântuiți. Prin tutun. Pentru că diavolul a pus în mintea oamenilor prin agricultură. Care nu e nimic păcătos în sine în agricultură. Dar a pus să cultive și tutun. I-a pus să cultive și droguri. Ca să moară drogați, supradozați. Și a pus tot în agricultură de ce să mănânce fructele proaspete? De ce să le mănânce stricate, alterate? De ce să nu facă din ele vin și țuică? De ce să le mănânci fresh? Care ar fi sănătoase, nu? De ce să nu le mănânci stricate, alterate și făcute din ele vin sau țuică? Aceasta a pus diavolul în mintea oamenilor. Vă duc la un alt domeniu. Industria. E bună industria? Sigur că e bună. Nu-i tot una să lucrezi pământul cu mâna sau cu tractorul. Nu-i tot una. Nu-i tot una să mergi la lucru pe jos, la 50 de kilometri, sau cu bicicleta, sau să mergi cu mașina, sau cu TGV-ul. Nu e același lucru. Tehnica este foarte bună. Dar diavolul a pus în mintea oamenilor să facă arme, să facă bombe nucleare. Diavolul a pus în mintea oamenilor să facă, să distrugă, să se poată distrugă și oamenii să trăiască într-o frică, mereu în frică și în teamă. De ce? Pentru că lumea
este guvernată și inclusiv industria este guvernată de diavol. Și-a făcut industria tutunului și-a făcut fel și fel de industrie diavol. Le-a inventat pe toate. Dar îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Un alt domeniu. Medicina. Vă întreb, e păcat să practici medicina? E rău să fii doctor? E rău să știi ceva din medicină? Nu-i rău. Chiar în poporul evreu, Dumnezeu a rânduit preoții, erau un fel de doctori acolo. Știau să se uite, să vadă o rană, să știe, să spune ce fel de boală este în anumite cazuri. Medicina nu era, nu era. Și Dumnezeu a lăsat și leacul pentru anumite boli. Dar când medicina practică abortul, cine a pus în gândul oamenilor lucrul acesta? Nu diavolul? E bună medicina? E bună. Dar când diavolul este în spatele medicinei, atunci este guvernată de diavol și este îndreptată împotriva lui Dumnezeu. Când diavolul pune în mintea oamenilor că poți să-și schimbe sexul, și chiar dacă sunt copii la 15-16 ani, dacă nu le mai place să fie băiat, poți să fie fată, sau dacă nu-i place fată, poți să fie băiat, cine a pus în mintea oamenilor astfel de lucruri? Și se folosesc de medicină. Nu-i așa? Sau moartea asistată, care e aprobată acum și la noi în Canada. Cine a pus în mintea oamenilor? E bună medicina? Sigur că e bună. E bună ca un doctor să vină să te vadă. Dacă ai o mână rupă, dacă ai ceva, îți dă un leac, face ceva pentru tine. Dar când acestea sunt puse în slujba diavolului și când diavolul le guvernează din spate, acestea devin ostile lui Dumnezeu. Înțelegeți noastră ce e lumea? Și noi intrăm în fiecare zi în lumea aceasta. Un alt domeniu este, am luat învățământul. E bun învățământul? E bine să învățăm, să cunoaștem, să știm multe lucruri? E bine. Deși își are originea din pomul cunoștinței binelui și a răului. O legere greșită a lui Adam. Adam trebuia să aleagă să rămână dependent de Dumnezeu. A ales să cunoască binele și răul. Dar Domnul spune și Biblia spune că cunoștința va crește. Pe timp, pe măsură ce timpul va trece și cunoștința va crește. Și a crescut. Astăzi cunoaștem lucruri care practic nu le putem face. Teoria a avansat așa de mult. S-au descoperit atâtea lucruri că nu le putem pune pe toate în practică la ora actuală. A crescut mult. Este bine să știm. Dar ce este învățământul? Este tribuna, este prima tribună din care copiii noștri sunt învățați. O familie poate fi formată din doi bărbați sau din o femeie. Și că nu trebuie să vedem lucrul acesta greșit, că e un lucru normal. Aici învață pe copiii noștri că omul vine din maimuță și nu este creat de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră ce a ajuns învățământul? Deși Domnul Dumnezeu a poruncit lui Israelitilor să vă învățați copiii, legea Domnului. Să vă învățați copiii, să le spuneți. Aceasta înseamnă învățământ, să înveți. Dar când învățământul ajunge în mâna celui rău și când este dirijat din spatele celui rău, iată ce ajunge învățământul. Învățământul învață diferit. Îl scoate în afară pe Dumnezeu. Nu vrea să știe nimic de Dumnezeu. Un alt domeniu. Turismul. E păcat să mergi până la Niagara și să vizitezi frumusețile pe care, de fapt, le-a creat Dumnezeu? Nu e niciun păcat. Dar când vii din Australia, la parada gheilor, la Montreal, pentru că Montreal e un oraș deschis, ce fel de turism este acesta? E unul păcătos. E unul pe care diavolul și-a pus amprenta. În loc să faci lucruri și să vezi lucruri minunate în Dumnezeu, diavolul le-a pervertit și pe acesta. Nu-i rău să te odihnești, nu-i rău să mergi în sud, să mergi la soare, când stai mereu în ochi, dar când lucrurile acestea devin păcătoase, când diavolul își pune amprenta acolo și le dirigează, ele devin lumești, firești, drăcești. Muzica, cred că o știm cu toții, că am mai dezbătut-o aici în adunare. Ce este muzica? Încerc să cântă. E păcat să cânti, nici vorba. Cântăm și noi în adunare, ne bucurăm să cântăm pentru slava Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să dea Domnul cântări duhovnicește în biserica noastră. Dar când muzica ia o altă adresă, când muzica este îndreptată spre diavol, când muzica este îndreptată spre oameni, când muzica nu-L laudă pe Dumnezeu, ci îl laudă pe oameni, sau este chiar laudă la adresa lui diavol, este diavol în spatele acestei muzici. Este El care ghidează. A pervertit și acest domeniu. Cât de frumos ar fi. L-a pervertit și l-a îndreptat și l-a făcut ostil lui Dumnezeu.
politica. Este rău ca fiecare popor să aibă un guvern, să se organizeze, să se îngrijească de nevoile poporului respectiv? Nu este rău. Sigur că în Israel, la început a fost teocrație. Nici Israel nu a acceptat această fază. A avut un împărat. Noi avem guvern care fac politică. Politica este rea în sine? N-ar fi rea în sine dacă ar rămâne la lucruri și ar rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu. Numai că tocmai acești politicieni ies sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu vor să știe nimic despre Dumnezeu. Îl scot pe Dumnezeu în afara guvernării. Nu vor să guverneze după legile lui Dumnezeu. Aceasta este politica astăzi. Nu vor să mai guverneze așa cum vrea Dumnezeu. Un alt domeniu. Mass media. E rău să ai un televizor? E păcat să ai televizor? E păcat să ai internet? E păcat să ai un radio? E păcat să citești ziar? E păcat să te informezi sau să citești cărți, literatură? E păcat? Toate acestea înseamnă informație. În sine nu e nimic păcat în toate acestea. Dar oare nu prin mass media, nu prin televizor și nu prin internet intră lumea în casa noastră? Ce mesaj transmit cei de la televizor? Ce mesaj se transmit prin presă? Nu sunt ele ostile autorității lui Dumnezeu? Se plasează ei sub autoritatea lui Dumnezeu? Toate nu fac decât să râdă de Dumnezeu, să râdă de credincioși, să râdă de credință, să râdă de pocăință. Ei n-au nevoie, ei sunt ei însăși Dumnezeu, n-au nevoie de autoritate. Și aceasta este mass media, care vine și ne aduce în casele noastre toate gunoaiele din lumea aceasta, toată murdăria pe care diavolul vrea să o transmită lumii, o transmite și în casele noastre prin televizor și prin internet, dacă nu avem grijă. Va trebui să fim foarte selectivi în ceea ce citim, în ceea ce privim și în ceea ce ne informăm. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Toate acestea sunt domenii din lume. Poți să trăiești fără ele? Poți să trăiești fără să nu mergi niciodată, să nu te folosești de medicină, să nu te folosești de agricultură, să nu te folosești de industrie, să nu te folosești de tot ce nu te poți. Ești în lume. Dumnezeu ne-a lăsat în lume. Important este ca noi să nu avem nimic din lumea aceasta, să nu împrumutăm valorile lumii. Când te îmbraci, să nu te îmbraci cum se îmbracă lumea. Când faci ceva, să spui mereu întrebarea, lucrul care îl fac este duhovnicesc sau lumesc? Indiferent ce face, indiferent care ți este dorința ta, cred că la început ar trebui să te gândești așa. Este duhovnicesc sau lumesc, sau firesc. Mă va ajuta ca să trăiesc duhovnicesc în Dumnezeu și să ajung la ceea ce mi-am dorit, să fiu și să rămân în Împărăția lui Dumnezeu și să ajung în Împărăția lui Dumnezeu? Sau ceea ce vreau va fi lumesc și mă va îndepărta? Pentru că Biblia spune foarte clar, prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu. Este adevărat? Este foarte adevărat. O spune Dumnezeu. Iacob spune chiar foarte, foarte dur. Suflete prea curbare sau infidele. Nu știi că prietenia cu lumea este dușmănie cu Dumnezeu? Frați căsătoriți, v-ar place ca soțiile voastre să fie infidele? Să vină acasă, să nu vină acasă? Să vină la 3 zile acasă? Cum v-ați simți? Așa se simte Dumnezeu atunci când copilul îi flirtează cu lumea. Și la fel și surorile. Dacă nu vă vin soții 2-3 zile acasă, și aș ști că sunt infidel, cum v-ați simțit? Exact așa se simte Dumnezeu. Spune, suflete prea curvare, suflete infidel, cel ce nu ții fidelitatea. Și ce flirtez cu lumea, cu lucrurile pe care pe mine mă deranjează? Spune Dumnezeu. De ce te împrietenești? De ce privești, de ce iubești lucrurile care sunt condamnate? Eu cred că ar trebui, dacă n-am făcut-o, măcar din seara aceasta, să condamnăm ceea ce condamnă Dumnezeu. Amen. Și lumea este condamnată de Dumnezeu. Dumnezeu condamnă lumea și spune că nu are niciun viitor. Nu iubiți lumea. În Timotei, mi se pare, în 2 Timotei, capitolul 4, se vorbește despre un om care a umblat cu Apostolul Pavel. Este vorba despre Dima. Fiindcă vorbim, nu iubiți lumea. Și Dima a avut acolo un învățător puternic. A văzut minuni.
a văzut că ceea ce Pavel vorbea se împlinea. Pavel era un om plin de autoritate. Era un om plin de cuvânt, plin de Duhul Sfânt. Și cu toate acestea, spune cuvântul Domnului, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. S-a uitat Dima prin lume și a văzut că mai este și altceva. Că lumea e demnitoare. Ți se pare frumoasă, este atrăgătoare. Și s-o fi uitat el pe acolo prin piețe, prin târgu și a văzut că lumea se distrează, se poate trăi și altfel. Apostolul Pavel, ba post, ba rugăciune, ceva muncă ca să trăiască și iar la cuvânt, și iar la predici, și iar la înființat biserici. Și Dima a văzut că lumea trăiește mult mai relaxat. Și din dragoste pentru lume, Dima l-a părăsit. Nu iubiți lumea. Dima a iubit lumea. Nu se spune că s-ar mai fi întors vreodată. Poate că a murit în lume. Lumesc, cresc, nemântuit. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși lui. Să nu privim în lumea aceasta, să nu luăm valorile acestei lumi, să nu ne dorim valorile în aceasta, că sunt valori care nu pot fi transferate în Împărăția Lui Dumnezeu. Practic nu sunt valori, sunt false valori. Lumea nu are valori. Lumea nu mai are nici moralitate, nu are nimic. Nimic nu mai are. Valorile care au fost cândva, care cât de cât au fost cândva, nu mai sunt. Acum, când trăim noi, în vremea noastră, nici ce a fost acum 50 de ani. Valorile care le aveau părinții noștri, nu le mai găsim. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Au fost oameni care au încercat să fugă de lume. Au fost oameni care au fugit la mănăstiri, s-au făcut căruguri pusnici, au fugit departe, spunând că dacă se vor duce afară, dacă nu vor mai fi în contact cu lumea păcătoasă, vor fi feriți de ispite, de păcate, de tot felul de lucruri care vin în partea lumii. Nu e adevărat. Nu i-a ajutat lucrul acesta. Singurul lucru care te ajută este să fii din Hristos. Să fii născut din nou. Să fii răstignit împreună cu Hristos. Firea să fie răstignită față de tine. Tu să fii răstignit împreună cu Hristos. Să experimentezi nașterea din nou și viața pe care ți-o iei din urmă. Ți-o iei din Hristos. Nu din altă parte. El este vița, tu ești mlădița. Totdeauna viața se curge de la El spre tine. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Acesta este secretul. Este un secret de a aparține. A aparține lui Hristos sau cu ea. Dacă aparține lui Hristos, viața curge în mod natural din El în tine. Viața lui Hristos curge în tine. Vei fi cârmuit de Duhul Sfânt. Haideți să trecem la următorul lucru. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lădărășia vieții, este din lume, nu este de la Tatăl. Haideți să luăm primul lucru. Pofta firii pământești. Pofta firii pământești este pofta carnală care este noi. Este păcătoasă? Noi avem pofte câteodată. Dar pofta firii pământești, în general, este ceva păcătos. Aceasta o condamnă Dumnezeu. Ceea ce este păcătos. Dacă citim Galateni, capitolul 5, spune așa, versetul 17, căci firea pământească, sau natura aceasta pământească, sau natura umană, dacă vreți, pofta firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice. Unde la altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și faptele firii pământești, înainte ca să fie fapte, sunt pofte. Prima dată poftim și apoi trecem la pofte. La fapte. Prima dată gândim, vedem, poftim și apoi trecem și executăm și facem fapta. Iată care sunt poftele și apoi faptele pe care le facem, poftele firii pământești. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrășbile, certurile, zavistire, mâniile, neînțelegere, dezvinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Nici măcar Apostolul Pavel nu le-a enumerat pe toate. Vă place ceea ce scrie aici? Vă place să se asocieze ceea ce a scris Apostolul Pavel cu viața noastră, cu viața noastră? Cred că nimănui. Nu ne place astfel de lucruri. Acestea sunt poftele și faptele firii pământești. Aceasta poftește firea pământească.
Acestea sunt poftele care sunt în noi. Curvie, prea curvie, desfrânare și așa mai departe. Domnul Dumnezeu să ne păzească. Amin. Să umblăm cărmuiți de Duhul Lui. Să nu luăm nimic din Spiritul Lumii. Să nu luăm nimic din lumea aceasta. Ci să rămânem pe terenul bisericii. Amin. Câte vreme trăim aici, pe terenul bisericii, suntem protejați de El. Nimeni nu ne poate smulge de mâna Lui. Numai noi putem pleca din mâna Lui. Dar nimeni nu ne poate. Diavolul nu are autoritate în biserică. Lumea zace în cel rău, nu biserica. Biserica este în Hristos și are viața din Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Pofta ochilor. Adică este ceea ce îți poftești să ai tot ce primești. Tot ce vezi, vrei să ai și tu. Este o caracteristică lumească. Să ai tot ce vezi cu ochii, să-ți dorești să ai și tu. Nu vine de la Dumnezeu. Este de la diavol. Este din lume. Aparține oamenilor din lume. Pofta, lăudărășia vieții, sau dacă vreți, aroganța sau orgoliu a tot ceea ce poate realiza un om în viață. Fie că își strânge bogății, fie că își strânge titluri, fie că a ajuns la o poziție foarte mare, este orgoliu și aroganța aceasta a vieții că a ajuns ceva. Deși toate acestea enumerate aici și pofta carnală și pofta ochilor și pofta și lăudărășia vieții este la orice nivel. Lumea te încearcă la orice nivel ar fi. Fie că ai milioane de dolari în cont, fie că ești mai sărac. Toate acestea te vor căuta dacă ești pe terenul lumii. Te va căuta la nivelul tău. Nu te va căuta la nivel, de exemplu, dacă ești foarte bogat. Diavolul vă spune în minte să-ți faci iaht, n-are nimeni. Dacă cel dinaintea ta și cel mai mare iacu, ei se afișează cu ele, le-am văzut odată, din punct de vedere tehnic, sunt niște minunății, dar de ce le cumpără? Că nu au nevoie de ele, decât să se afișeze câți bani au și ce putere financiară au. Și fac un iac enorm de mare și de luxos. Și următorul, care îl va face, va fi mai mare și mai luxos și mai scump ca și celălalt. De ce? Ca să se afișeze. Este aroganța vieții. Este lăudărășia vieții. Să vadă ce poate. Ce poate să facă el. Domnul să ne păzească. Dar nu trebuie să ajungi să ai bani și milioane de dolari să-ți vină. La nivelul tău, diavolul și lumea te va căuta. Te va căuta cumpărându-ți o pereche de pantofi. Sau un ceas. Sau o pereche de ochelari. În loc să-ți iei o pereche de ochelari, vrei să fie folositor, vei ține neapărat să fie de aia de marcă. Și dacă nu vezi bine cu ei. Dar să fie de marcă. Așa te încearcă lumea. Domnul să ne păzească. Va trebui să fim foarte vigilenți pentru că lumea aceasta este ceea ce diavolul a făcut timp de mii de ani. Tot le-a născocit și le-a pus că de diavolul ne păzim, de păcate încercăm să ne păzim, dar lumea ne înconjoară ușor. Și diavolul ne prinde în lumea aceasta. Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Slăvit să fie numele Domnului. Spune Petru că tot ce este în lume, pe pământul acesta, totul va arde. Totul va trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, cine slujește lui Dumnezeu, cine trăiește în Duh și în adevăr, cine slujește Dumnezeu și umblă cu El în fiecare zi, are făgăduința vieții veșnice, slăvit să fie numele Domnului. Indiferent ce s-ar întâmpla. Va arde lumea, nu-i problemă. Noi vom fi cu Domnul. Noi vom fi cu El și avem nădejdea vieții veșnice. Nu-i pentru o zi, nu-i pentru două. Este ceea ce mintea noastră nu poate să cuprindă. Și atunci îmi trebuie, eu merită să mai flirtăm cu lumea? Merită să luăm valorile lumii? Deși este foarte ușor să iei valorile lumii. Este foarte ușor pentru că ieșind de aici din casa Domnului, vom merge în lume. Aici suntem oarecum protejați. Este locul unde s-a chemat numele Dumnezeu și noi suntem în adunare și aici cât de cât suntem protejați. Aici este rugăciune, este cântare, este cuvânt. Când ieșim aici pe poarta bisericii, vom întâlni o reclamă mare pentru mașină și lângă ea o femeie de jumătate dezbrăcată. Mai mergem doi pași și vom întâlni o femeie dezbrăcată pe jumătate. Și mai mergem doi pași și vom întâlni doi bărbați ținându-se de mână. Și așa mai departe. Și aceasta înseamnă lume. Și întrebarea este cum să mergi în lume fără să te întind. Să trăiești într-o lume care curge la vale.
iar tu să trăiești după legile Împărăției Lui Dumnezeu. Trăim așa? Știți cum știm dacă trăim așa? Dacă ne urăște lumea. Dacă nu ne urăște, nu trăim așa. Înseamnă că ne-au acceptat, suntem ca ei. Lumea nu poate să iubească biserica. Lumea nu poate să iubească pe ucenicii Domnului Iisus Hristos. A spus-o Domnul Iisus Hristos, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. La început l-a urât pe Domnul Iisus. Pe urmă s-au concentrat și i-a urât pe ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și lumea continuă și astăzi și urăște pe ucenicii Domnului Iisus Hristos și Biserica lui Hristos. Dacă nu ne face probleme lumea și ne acceptă, înseamnă că ne-am integrat bine în lume și suntem confortabili în lume. Dar stăm prost cu Biserica și cu Împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu ne urăște, dacă ne acceptă și ne apreciază, e o mare problemă. Domnul să ne dea înțelepciune să ne judecăm. Spune cuvântul Domnului, cercetează-mă, Doamne, și vezi dacă sunt pe care e bună sau ea. Și Domnul pe care are veșnicie. Amin. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne păzim.